De cele mai multe ori nu știm, avem tot felul de explicații. Nu sunt 100% clar. Știm de ce apar, de exemplu, metastazele, că sunt consecința tumorilor primare, la, de exemplu, cancerul pulmonar care face metastaze cerebrale. Știm că o cauză frecventă este consumul de țigări. La cancerul de sân, care și asta merge cu metastaze cerebrale, sunt cauzele cancerului de sân, care sunt și cauzele metastazelor. La tumorile cerebrale primare, nu știm exact, știm la categoria de vârstă la care apar mai frecvent, dacă apar la bărbat sau la femei, dar nu știm exact ce le declanșează. Nu ai cum să știi. Nu ai cum. Și foarte mulți oameni au anumite boli, tumori cerebrale, în care îmi zice omul, băi, am făcut un RMN acum 6 luni, așa, n-aveam nimic și cum se poate, uite ce am acum. Și sau te întreabă, oare dacă îmi fac câte un RMN cerebral pe an, pot să previn? Nu, că poți să-l faci, azi nu ai nimic și peste 3 luni să înceapă să apară. Ca orice tumoră, e o multiplicare aberantă a unei linii celulare. Și la tumorile cerebrale sunt tumori de două feluri. Sunt tumori cerebrale primare, adică care au ca punct de plecare celulele creierului, care sunt de fapt două în primul rând, celulele gliale și celulele neurale, și tumori care pleacă din învelișul creierului, din meninge, care sunt de obicei benigne, și tumori cerebrale secundare, care sunt metastazele unor tumori din alte organe. Și ele se formează, cele primare multiplicând celula respectivă patologic și acele secundare ducând o celulă, de exemplu, de la un cancer de sân la nivel cerebral și se multiplică celula din sân în interfața dintre substanța cenușie și substanța albă la nivel cerebral. Ce este ciudat că simptomele tumorilor cerebrale sunt date de un volum tumoral în cutia craniană. Deci cutia craniană are un volum fix, partea osoasă. Creierul are un volum și ăla destul de fix. Tot ce apare în plus între astea două exercită un efect de masă, spune, o presiune. În funcție de localizarea tumorii, presiunea de vecinătate dă niște simptome. Și tu nu poți distinge printr-o simptomatologie dacă e tumoră benignă, malignă, doar că este ceva. Și atunci simptomele pot să fie tulburări de limbaj, tulburări de atenție, pot să fie pareze, mână, picior, față, tulburări de vedere, de auz. Totul depinde de unde e localizată leziunea. Și după ce oamenii care prezintă niște simptome de genul ăsta, ar trebui să-și meargă în primul rând la un neurolog. Dacă sunt simptome care se instalează încet, încet, fac un examen CT sau un RMN cerebral și găsești sau nu o leziune care să explice. Nu orice, să zicem, pareză, de exemplu, are un substrat tumoral. Poate să fie și o chestie de ischemie, o chestie, un accident vascular ischemic sau o ischemie tranzitorie, dacă ai o pareză și îți dispare. Mai frecvente sunt tumorile maligne, statistic. Și diferențe, să zicem, sunt foarte mari. Tumorile primare, maligne, cerebrale, sunt cele mai pesimiste ca evoluție. Tumorile cerebrale maligne secundare depind de evoluția tumorii primare. Sunt prostată, rinichi, tub digestiv, plămâni. Deci dacă ai un pronostic bun la un cancer pulmonar și scoți tumora cerebrală metastatică, nu schimbi cu nimic, adică rămâi cu același prognostic bun. În schimb, tumorile maligne primare au un prognostic mai puțin bun, pentru că sunt tumori infiltrative care nu se termină, nu au o limită de demarcație. Și dezavantajul la tumorile cerebrale care sunt infiltrative e că nu poți să le îndepărtezi cu o marjă de țesut sănătos, normal, ca și la alte organe. Adică nu poți să mergi până, să zicem, sacrifici estetic sân, dar scoți cu țesut normal în jur, în felul ăsta ai șanse mult mai mari să zici că ai scos o celulă. Nu poți face asta, pentru că dacă faci, omul rămâne cu un deficit. Se poate termina tumora la limita unei zone funcționale și dacă mergi mai departe, scoți, practic, îi alterezi tu voluntar funcția neurologică și atunci te oprești ca să nu cauzezi un deficit neurologic, chiar dacă lași celule pe loc. La unul îți dai seama imagistic, dar prin RMNCT, dar certitudinea e doar prin biopsia, adică prin analiza celulelor. Dacă, de exemplu, vine un pacient cu un neoplasm amar, cu leziune cerebrală, prima opțiune este o metastază. Și acum, dacă și imagistic
arată metastază, este foarte probabil că e metastază, dar tot nu poți spune 100% până când nu ai niște celule tumorale vizibile pe un examen histologic. Acum e o evoluție din asta în medicină fantastică. Speranțele de viață, de exemplu, de acum 30 de ani s-au dat peste cap în sens pozitiv complet. Adică, iarăși, dau exemplu ăsta cu, din punctul meu de vedere, cancerul de sân la femei nu mai e o boală fatală. E o boală ca și diabetul acum. Adică o duci pe picioare, să fii atent. Sunt foarte multe situații în care diferite forme de cancer în alte organe din organism dau metastaze cerebrale acum și nu că s-a înrăit cancerul, ci că suprafețul este așa de mare încât apucă să facă leziuni de genul ăsta. Este o, de exemplu, creierul este separat de restul corpului printr-o barieră hematoencefalică, e unde se rupe sângele, trece printr-o sită ca să ajungă în creier. Bariera asta hematoencefalică are niște ochiuri de anumită dimensiune. Molecula de chimioterapie e mai mare decât ochiul respectiv și atunci când tratezi un cancer de sân, de exemplu, molecula aia nu ajunge în creier, în schimb celula tumorală e mai mică și trece. Și cu cât e mai mare supraviețuirea, cu atât ajungi să ai metastaze cerebrale, dar fără să-ți schimbe prognosticul bolii de boală. Adică nu înseamnă că ai depășit un stadiu și e gata. Te duci, scoți metastaza și revii înapoi la starea de dinainte. Și ca și tratamente, rămâne chirurgia, pentru că chirurgia e metoda, a intrat, ai scos și a dispărut. Rămâne ca și tratament din ăsta țintit radiochirurgia. Radiochirurgia poate să trateze anumite tumori, în special cele benigne sau metastaze, iradind volumul tumoral foarte precis. Da? Ești limitat de anumite vecinătăți ale tumorii și de volum. Peste un volum de 3 cm ca ax cel mai mare e prea mult pentru radiochirurgie și e dăunătoare. Deci trebuie să dea o doză prea mare și strică și creierul din jur. Sunt acum radioterapii din astea, whole brain, zice, care nu prea să mai fac acum, care iradiezi așa cu o doză mai mică tot creierul ca să îl pui într-o stare de repaus. Asta se cam evită acum că au efect mai rău decât bun. Și cam astea sunt tratamentele cele mai uzuale. Sunt destul de multe situații și de genul ăsta. Depinde foarte mult de natură. Poți să faci o biopsie, de exemplu, și vezi tipul tumoral. Și în funcție de tipul tumoral, vii cu tratamentele complementare, care pot să fie radioterapie, pot să fie uneori chimioterapie, sau pot să fie radiochirurgie, sau uneori pot să fie o embolizare selectivă a unor vase care hrănesc tumorile. Tumorile care nu se pot îndepărta chirurgical, zicem, sunt de obicei tumori extrem de profunde în zone foarte funcționale, cum sunt, de exemplu, sunt unele glioame sau glioblastoame la nivelul trunchiului cerebral. În trunchiul cerebral, orice milimetru cub de țesut este funcțional. Și tumorile care sunt centrale și au țesut normal de jur împrejur, necesită să-l traversezi ca să o scoți, ceea ce cauzează leziuni incompatibile cu viața. Deci nu poți să o scoți. Nici nu poți să le iradiezi maximal, pentru că razele nu numai că strică tumora, strică și țesutul normal, trebuie să dai un compromis între o doză de iradiere maximă cât e tolerată de creierul normal. Sunt și leziuni din astea care nu sunt operabile. Cele mai triste vin cu niște leziuni tumorale care și le tratează naturist luni de zile și vin în faze terminale și tu știi că dacă ar fi venit atunci când au descoperit, trăia încă 10 ani și așa mai faci ce poți și mai trăiesc câteva luni. Dar e greu de educat, așa că oamenii ăștia când găsești ceva, ei nu vin să te întrebe, să le poți explica. Vin de obicei după ce au trecut prin tot felul de terapii din astea, voodoo, black magic și leacuri din astea miraculoase. Dar asta e valabil la tot ce se întâmplă în societate acum. Adică oamenii sunt tentați să ia chestiile cele mai facile, cele mai ieftine, cele mai simplu de explicat și care să nu impună nici efort financiar, nici psihic, nimic. Adică dacă cineva care află că are o boală gravă și citește undeva că s-a găsit o frunză verde magică pe care o ia și se vindecă și prezintă niște povești care sunt false de el, e tentat să o creadă. Nu știu, că problema ar fi cine îi lasă pe ăștia să scrie pe internet informații din astea. Ar trebui să meargă la un specialist și să înceară un aviz de specialist. Asta e nivelul nostru de medicină la momentul ăsta și
putem să dăm niște răspunsuri cu cunoștințele ce le avem, dar sunt cunoștințe dovedite, studiate, cercetate. Pentru că se sperie, pentru că unii medici le spun niște lucruri destul de triste sau pesimiste vis-a-vis de evoluția bolilor și refuză să creadă. Și atunci, în loc să înceapă un tratament convențional și să facă pe lângă tratamentul convențional toate terapiile astea alternative, că se pot face paralel, adică nu e nicio contraindicație să-ți faci și tratamentul convențional, să faci și terapii cu din astea paramedicale. Dar dacă faci doar paramedicale, pentru că te-ai speriat de ce înseamnă tratamentul convențional, e total greșit. Noi lucrăm în echipă la noi, avem psiholog, psihiatru și toate cele. Când discutăm cu pacientul, cu familia, psihologul este implicat direct. Avem psiholog care participă, de exemplu, în timpul operațiilor făcute cu chirurgie trează, care povestește cu pacientul pe tot parcursul operației. Nu se poate fără un psiholog, pentru că nimeni nu are o capacitate de a accepta niște vești, nu suntem nici care pregătiți pentru veștile astea. Sunt convins că oricare om din ăsta care ajunge la un medic, care știe să-i explice, să le spună, nu vor alege calea asta de tratamente alternative așa, refuzând. Deci, poate că sunt pacienții care n-au găsit o explicație suficientă, n-a avut nimeni răbdare să le explice. Că sunt multe situații în care sunt tratați așa destul de pe fugă, încât oamenii se refugiază în niște lucruri unde sunt ascultați, li se pun întrebări și se simt înconjurați de o anumită căldură. Adică tu ca medic nu le zici nimic sau îi tratezi așa ca pe niște numere, zici ai cancer, vin o să te operezi mâine, mai de trăit 6 luni, la revedere. Păi îți dai seama că nu poți să accepti chestia aia și te duci în orice altă parte.